să fac o introducere legată de context, de necesitatea unui asemenea volum care să atragă atenția asupra a ce se întâmplă în jurul nostru, dar cred că cel mai bine o vor face autorii și de fapt cred că știm cu toții despre ce este vorba. Rusia a ajuns acum în postura de a-și propune din nou lumii întregi modelul ei. Iar modelul ei este cel opus civilizației. Civilizația noi o înțelegem ca libertate a individului, drepturi ale omului, umanism. Modelul pe care îl propune Rusia și care este revenirea la autocrația etnocentrică, la legătura dintre stat și religie, este modelul pe care l-a propus Europei încă de la 1815, în urma războaielor napoleoniene, când Rusia devine brațul înarmat cu care și alte monarhii din Europa, Austria, de exemplu, își fac treburile murdare și înăbușă revoluțiile și mișcările de libertate din Europa. Rusia este cea care înăbușă mișcările de la 1848. Acestui model i-a urmat un alt model propus de Rusia, care avea în centru preocuparea de a strangula orice însemna libertate și a fost modelul comunist, bolșevic. Acum iată că Rusia revine. În acest volum vă veți întâlni cu două texte ale domnului Ioan Stanomir, profesor la Universitatea din București, o cronologie, în primul rând, foarte interesantă, care ne arată încă o dată că istoria modernă a României este într-adevăr istoria invaziilor și ocupațiilor rusești aici. Și apoi un eseu intitulat Umbra Rusă, o analiză foarte bună. Domnul Ioan Stanomir a publicat recent un volum întreg dedicat Rusiei și momentului 1917. Domnul Marian Voicu, pe care îl știați din monografia dedicată tezaurului românesc de la Moscova și acum din remarcabila sinteză și investigație care este această carte Fake News, manipulare populist, Matrioșca mincinoșilor, pe care vă recomand cu căldură, are un text despre Republica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească. Doamna Sabina Fati sistematizează ce ne doare pe noi acum și textul este intitulat foarte limpede de 5 drumuri deschise pe care mai pot intra ruși. Domnul Valentin Naumescu, un text de punere în context internațional, global, valul democrației iliberale și ofensiva Rusiei împotriva Occidentului, riscuri pentru România, și domnul Vitalie Ciobanu, în final, un eseu care pe mine m-a impresionat și al cărui final mai ales aș vrea să vi-l recomand, despre marea literatură rusă ca punere în abisa istoriei.